încet, încet ajungem la un acord, indiferent de ce sistem vom găsi împreună cu retailerii, cu distribuitorii, producătorii români nu vor fi afectați. Domnule premier, ați spus că vor fi controlați cei care nu vor respecta acordul. Vorbim de instituțiile statului abilitate și care sunt acestea și dacă vor exista amenzi. Și dacă... Nu va fi SRI, SIE și SPP. Am înțeles. Deci vorbim de ANPC. Nici STS. Eu nu-mi doresc, nu cred în sistemul de lucru cu amenzi, cu tăituială. Dacă plecăm la un drum corect împreună, sunt ferm convins că avem capacitatea să ne ținem de ce semnăm un acord. Iar alături de noi este Florin Spătaru, consilierul premierului Marcel Ciolacu și fost ministru al economiei. Mulțumesc, domnule ministru, că sunteți la Decisiv. Iar alături de Mădălina este Cristian Zeidler de la USR. O să intre în legătură directă cu noi și reprezentanții producătorilor. Este chiar în aceste momente alături de noi Laurențiu Baciu, reprezentantul producătorilor, președintele la PAR. Și intră în direct alături de noi și Ștefan Muscă, în câteva momente fermier. Însă aș începe, domnule ministru, cu această informație de ultimă oră. Marile magazine deja au trimis o listă către premierul Marcel Ciolacu de produse la care ar vrea să reducă, atenție, voluntar prețul, adică nu spun cu cât, nu spun un procent, nu spun, să spunem, o anumită sumă cu un leu, cu doi lei, ci dau doar această listă către premier și lista conține următoarele produse, doamnelor și domnilor: franzelă, ouă 10 bucăți, ulei floarea soarelui 1 litru, iaurt, lapte proaspăt peste 7 lei litrul, făină de grâu la 1 kg, cartofi, ceapă, mere. Și al 10-lea produs, carne de pui proaspătă, un singur sortiment. Întrebarea este, domnule ministru, îl consiliați și pe premierul Marcel Ciolacu în ceea ce privește scăderea acestor prețuri pentru alimentele de bază, o măsură pe care o propune. Cum vor fi reduse până la urmă aceste prețuri? Mergeți pe varianta marilor magazine să scadă fiecare cât vrea la raft, un leu, doi lei, așa mai departe, sau mergeți pe o variantă reglementată, o ordonanță de urgență în care dumneavoastră să spuneți adausul comercial la procesator nu poate depăși 20% sau adausul comercial la supermarket nu poate depăși 30%? În primul rând trebuie să spunem faptul că am început această discuție cu Asociația Marilor Retaileri și vedem că avem deja discuții constructive care duc la stabilirea unor produse care urmează să fie ieftinite. Cred că este important pentru români ca produsele respective să se ieftinească la raft, iar acest mecanism pe care s-a discutat în acest moment este legat de scăderea adausului comercial, de scăderea acelor marje de profit. Astfel încât nu produsul în sine să fie limitat ca valoare, ci adausul comercial pe întregul lanț, fără a afecta producătorii, fără a afecta fermierii. Deci la fermier, la fermier nu interveniți, nu interveniți la producător, la procesator, și la raft. La producător și la retailer. Deci acel fermier, cel care furnizează materia primă de bază, nu va fi afectat și cred că ăsta este și mesajul pe care l-am transmis acestor fermieri, că ar trebui să susțină o astfel de măsură, pentru că ei nu vor fi afectați într-un astfel de... Uitați ce spun marile magazine, domnule ministru, că ei vor să-i lase guvernul să scadă prețurile voluntar, fără să vorbească despre un procent, fără să vorbească despre o sumă. Dumneavoastră vreți să mergeți în continuare cu reducerea adausului comercial la anumite procente sau rămâneți, îi lăsați doar pe ei să facă... În acest moment, cred că discuțiile sunt constructive. Există acest dialog pe care l-am inițiat și tocmai de aceea vedem că și răspunsul marilor retailer este unul corespunzător, dar bineînțeles că el trebuie continuat astfel încât acele produse, la final, în coșul fiecărui român, să fie reduse. Nu înțeleg, domnule ministru. Haideți să o luăm de la capăt. Haideți să luăm un exemplu. Avem de exemplu aici mai multe sortimente ulei de ulei. De floarea soarelui, da? Da? Cum să luăm faceți... Să scadă prețul
pentru uleiul de floare a soarelui la raft. Avem foarte multe sortimente. Avem fermierii, da, cei care produc materia primă de bază pentru producția de ulei, care nu vor fi, care nu vor fi afectați. Avem procesatorul, cel care procesează floarea soarelui ca să obțină acel ulei și care va avea un procent, un adaos comercial care va fi susțin maximum. El va fi stabilit. El va fi stabilit prin acord cu procesatorii și cu mari și cu 20-30% limitare adaosului comercial la procesator. Nu vorbim în acest moment de o limitare maximă. Haideți să vedem care sunt toate costurile pe care aceștia le au și o marjă minimă de profit care să le asigure continuarea activității. Păi uitați că marile lanțuri de magazine tocmai v-au marile spus, lanțuri de magazine stați puțin, domnule ministru, să termin. Au spus să-i lăsați să reducă prețul voluntar. Nu vor să aibă un adaus comercial la un anumit procent. În acest moment discuții cu tot lanțul de aprovizionare. Nu vorbim doar de mari retaileri, vorbim de, bineînțeles, și de procesatori, vorbim și de cei care asigură distribuția acelor produse.